Sunt Ioana Bugarin și o joc pe Denisa Moscu în serialul Rux, pe care vă invit să-l urmăriți pe HBO Max. Salut! O să intrăm în The Place, care pentru personajul meu, Denisa, este un fel de oază. Este locul în care se refugiază. Aici are atelierul, este spațiul în care lucrează, în care își face creațiile și cumva e spațiul în afara relației cu Dragoș, în afara relației cu tatăl ei. Acum intrăm chiar în atelierul ei. Acesta este atelierul Denisei. Mi se pare că e un joc de imaginație, în care clar felul în care ești tu se va regăsi și în personaj. Ia! Cine e? Îmi place Denisa că are curajul să caute în ea, în creațiile ei, în oamenii pe care îi întâlnește. Are curaj să pună întrebări despre relațiile din viața ei și pe cât fuge de anumite răspunsuri, pe atât de mult continuă să pună aceleași întrebări. E bântuită de pierderea mamei, de relația cu tatăl ei. Și tu chiar l-ai sunat pe tactul? Ce vrei să fac, să ies pe centură? Simte că ceva în relația cu Dragoș s-a fracturat, simte că ceva e putred între ei și în același timp cumva și fuge de răspuns. Mi se pare foarte uman, mi se pare că noi asta facem. Încercăm să băgăm lucrurile sub preș atât de mult până când se face o mică gâlmă în cameră și atunci trebuie să ridicăm covorul să facem curaci acolo. Și mi se pare că Denisa e fix în punctul ăsta, în care s-a adunat cam mult sub covor și trebuie să ridice să se uite. Nu arată bine. Cu toate că are foarte multe nesiguranțe și e un om sensibil și vulnerabil, nu e dispusă să treacă prea mult peste ea sau dacă trece prea mult peste ea pentru a-i mulțumi pe cei din jur, la un moment dat va conștientiza și se va trezi în tot tăvălucul ăsta în care se găsește. Clean start.